Este viral în toată lumea, mai ales pe rețelele de socializare, faptul că vaccinurile anticovid ar fi de fapt niște experimente medicale. Curtea Penală Internațională ar fi primit mai multe plângeri privind încălcarea unui cod care abordează problema tratamentelor aplicate populației. Mai mult decât atât, peste 10.000 de medici au dat în judecată în acest sens, chiar Organizația Mondială a Sănătății. De la jumătatea lunii martie, pe rețelele de socializare circulă un val de postări care fac referire la faptul că ICC, Curtea Penală Internațională, ar fi început urmărirea penală în urma unei plângeri înaintate de către un grup care susținea că serurile de imunizare împotriva coronavirusului încalcă principiile stabilite prin codul de la Nuremberg, un cod care prevede experimentele medicale aplicate populației. De asemenea, o echipă de peste 10.000 de medici și 1.000 de avocați au dat în judecată CDC, Forumul Davos, chiar și Organizația Mondială a Sănătății, din cauza faptului că principiile stabilite prin acest cod au fost încălcate pe fondul pandemiei de coronavirus, administrarea vaccinului anticovid asupra populației fiind considerată experiment medical. Atât personalul medical din mai multe state ale lumii, cât și simpli cetățeni sunt revoltați din cauza încălcării acestor principii prevăzute în cod. Nu vrem să fim experimente medicale și nici nu vrem să devenim mutații genetice, mai adaugă aceștia.